continuare, George Thomas discută cu reporterul medical de la CBN, Laurie Johnson. Virusul care s-a răspândit la nivel mondial stârnește îngrijorare. Au oamenii motive pentru ca să se îngrijoreze? Așa cum s-a mai spus, riscul este scăzut în multe zone, însă trebuie să avem grijă cu cifrele. Trebuie să facem diferența între numărul de cazuri și numărul de decese. În majoritatea cazurilor, aceasta poate fi o boală ușoară. De fapt, 80% din persoanele care s-au contaminat cu COVID-19 au simptome ușoare, nu trebuie spitalizate. De pildă, 99 de persoane din 100 se recuperează. Am văzut că numărul de decese din China a fost de 2%. Numărul de decese din afara Chinei este mai scăzut, este de 1,5%. Este important de menționat faptul că majoritatea oamenilor care contactează coronavirusul la un moment dat se însănătoșesc. Cine este predispus la complicații severe? Oamenii de știință au analizat primele 72.000 de cazuri și au observat că niciun copil sub vârsta de 9 ani nu a murit din această cauză. Acestea sunt vești bune. Sunt vești excelente, deoarece de obicei copiii sunt cei care iau virusurile, însă doar puține persoane sub vârsta de 20 de ani au fost infectate. Majoritatea celor care au luat virusul au depășit 50 de ani. Majoritatea celor care au murit în urma contactării coronavirusului erau trecuți de vârsta de 70 de ani și aveau și alte probleme de sănătate. Probleme la plămâni, precum boala pulmonară obstructivă cronică sau afecțiuni cardiace. În consecință, aceasta este o problemă care ține de imunitate. Pe scurt, cum să se protejeze oamenii de acest virus? Așa cum am mai spus, întăriți-vă sistemul imunitar, să adoptăm o alimentație corectă, să ne odihnim mai mult. Cel mai important este să ne spălăm pe mâini, deoarece virusul poate fi contactat de pe diverse suprafețe. Să avem mâinile curate, să nu ne atingem fața dacă este posibil. Am vrut să strâng mâna cu tine, dar nu o voi face. Te-ai răzgândit. Bravo! Acum gândești ca un germofob. Lori, ca de obicei, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Alpha.